arta lui Constantin Brâncuș a venit la momentul în care sculptura internațională se afla într-un impas. Scena artistică simțea nevoia de revigorare a limbajului sculptural, o eliberare de moștenire a marilor maestri ai secolelor trecute, atât vizual cât și tematic. Brâncuș a fost artistul care a dat răspuns căutărilor epocii, iar hotărârea sa bruscă de a pleca din atelierul lui Rodin a reprezentat începutul unui nou drum pentru sculptură. Forma cu adevărat modernă pe care a propus-o în lucrările sale este rezultatul unei reorientări către esență și către idee, dar și a unei întoarceri în trecutul foarte îndepărtat, preistoric. Stilul lui Brâncuș a fost unic în epocă. A surprins pe toată lumea, atât pe artiști cât și pe publicul larg. Un episod emblematic pentru cariera sa artistică îl reprezintă expoziția de la New York din anul 1926. Odată ajunse în vamă, lucrările sale au fost considerate niște ustensile de uz casnic, niște obiecte de bucătărie sau ustensile medicale, nici de cum cu o sculptură sau cu o operă de artă. Așa că a fost taxat cu $235. Brâncuș s-a născut la 19 februarie 1876 într-un sat din județul Gorj. A fost al 6-lea fiu al părinților săi, iar copilăria și-a petrecut-o lucrând ca ucenic prin diferite mici ateliere. Formarea sa a început la Școala de Arte și Meserii din Craiova, iar mai apoi la Școala de Bele Arte de la București, pe care a absolvit-o în 1902. Anul următor, în 1903, Brâncuș se hotărăște să plece la Paris, pe jos. Călătoria sa a durat 18 luni, cu opriri mai lungi în Viena și München, timp în care a trăit experiențe ce îi vor inspira lucrări de mai târziu. Așa a început Brâncuș, marele artist care este expus astăzi în cele mai mari muzee ale lumii, la Paris, Londra și New York, și apreciat ca fiind cu adevărat părintele sculpturii moderne. Astăzi, recordul de piață al lui Constantin Brâncuș este de $71 de milioane, realizat la o casă de licitație la New York. Și-a continuat studiile la Paris și a intrat ca ucenic în atelierul lui Auguste Rodin, însă nu a rămas foarte mult lângă artistul francez și a ales să-și caute propriul drum, spunând celebrele cuvinte: la umbra marilor copaci nu crește nimic. A intrat imediat în cercul artiștilor avantgardiști și a fost prieten cu Marcel Duchamp, Modigliani, Man Ray și Tristan Tzara, dar nu a pierdut niciodată contactul cu artiștii români și cu România. Deseori își invita prietenii în atelierul său, unde și locuia, spațiu creat după modelul caselor țărănești din Oltenia, și le servea parizienilor mâncare românească, pe care tot el o pregătea. Acest atașament față de tradițional, pe care nu l-a abandonat niciodată, l-a făcut pe Brâncuș un personaj interesant în scena artiștilor care lucrau la Paris. Sărutul și Cumințenia Pământului, ambele din 1907, sunt lucrări care se află chiar în centrul genezei sculpturii moderne, în pragul trecerii artei către o altă etapă. Îndepărtarea de realitate și de figurativ i-a permis lui Brâncuș să ofere o dimensiune spirituală operei cu adânci rădăcini în emoția folclorică. Ansamblul de la Târgu Jiu, terminat în 1938, reprezintă expresia artistică matură de apogeu a sculpturii lui Brâncuș, ce surprinde mesajul în forme simple. Coloana infinitului a fost un concept cu care sculptorul a experimentat încă din 1918, dar care și-a găsit forma finală la Târgu Jiu în ansamblu artistic ce omagiază soldații români care au luptat în Primul Război Mondial. Brâncuș a lucrat în acest scop 4 ani și a refuzat orice onorariu din partea statului. Lucrările sale nu încetează să uimească privitori din toate colțurile lumii, acestea făcând parte din mari muzee, precum Muzeul Guggenheim sau MoMA, New York, Centre Pompidou, Paris, sau Tate Modern, Londra. Cap de copil, lucrarea realizată de Brâncuș în 1906, a fost expusă pentru prima dată publicului din România la Art Safari în 2018. Creația a fost achiziționată de un tânăr colecționar român la o casă de licitații internațională. Un artist complet, înconjurat de o aură molipsitoare, de o extraordinară originalitate. Brâncuș a fost într-adevăr personajul care a schimbat modalitatea de expresie a sculpturii și a orientat-o dinspre figurativ către spiritual și introspectiv. Am șlefuit materia pentru a afla linia continuă și când am constatat că nu o pot afla, m-am oprit, parcă cineva nevăzut mi-a dat peste mâini. Limbajul universal pe care l-a creat Constantin Brâncuș reprezintă o rafinată îmbinare a unei emoții antice, primordiale, cu efervescența avantgardismului occidental. A murit la 16 martie 1957, la vârsta de 81 de ani. A fost înmormântat în Cimitierul du Montparnasse din Paris și a fost recunoscut post-mortem ca membru al Academiei Române în 1990.